Sunt Ana Sipciu de la Libreria pentru Copii Asteroidul B612. Este o librărie pentru copii, pentru copii până în 12 ani, din București. Eu cred că este mai mult decât asta, e un spațiu de explorare, descoperire și de conexiune pentru familii. Față de alte librării, noi avem un target limitat, adică chiar suntem o librărie numai pentru copii. Cred că suntem singura din București și printre puținele din țară. Ce ne diferențiază, cred că este și spiritul acesta de casă, home, comunitate pe care îl avem și care cred că se simte atunci când intri în spațiu și asta știm și de la oamenii care ne vizitează. Iar din punct de vedere mai business, ne diferențiază cred că selecția. Suntem foarte, foarte atenți la selecția pe care o facem. Este criteriul nostru principal. Sunt două lucruri la care suntem atenți. Selecția și experiența pe care o oamenii când vin aici. Nu știu dacă există o metodă neapărat, un checklist de puncte. Cred că o comunitate pentru un business se dezvoltă exact așa cum îți faci tu prieteni ca persoană, fiind atent la clienții tăi, privindu-i ca pe niște oameni, ascultându-i, vorbind cu ei. Noi credem foarte mult în, nu știu, zicala asta, aici nu sunt necunoscuți, ci doar prieteni pe care încă nu ne-ai întâlnit și cred că dacă facilitezi un spațiu de comunicare și de căldură, cumva se creează de la sine comunitatea. Aproape tot. Da. Cred că poate singurul lucru pe care nu-l poate învăța este cum să-și calculeze marja de profit sau ceva de genul ăsta. În rest, de la client, practic, scopul unui business este să creeze o valoare pentru clienții lui. Și numai clienții pot să-ți spună ce nevoi au, cu ce îi poți ajuta, cum poți aduce, cum poți îmbogăți viața lor. Poți să înveți să-ți creezi produsul, practic, de la clienți odată ce începi să discuți cu ei. Este greu, pentru că într-adevăr noi avem două tipuri de clienți, părinții și copii. Părinții ne ajută foarte mult, în special sunt câțiva părinți care sunt foarte pasionați de această zonă de literatură pentru copii, care este undeva la granița între literatură și artă, pentru că ai văzut și tu că toate cărțile pe care le avem, cele pentru copii mai mici în special, sunt ilustrate, sunt niște cărți artistice, sunt lucrate de artiști, pe lângă artistul care scrie textul, mai există și artistul care dezvoltă povestea vizuală. Avem părinți care sunt foarte pasionați de zona asta și care vin și ne arată cărți din colecția lor, ne spun ce au mai descoperit. E foarte greu pentru o singură persoană să fie la curent cu tot ce se întâmplă global pe lumea asta. Dar da, părinții în primul rând ne ajută să ne îmbogățim selecția și ne ajută și să învățăm cum folosesc ei cărțile în lectura copii. Cărțile sunt de multe ori și niște unelte în relația copiii și în modul în care ei învață lucruri. Iar de la copii, sunt foarte multe lucruri. Copiii sunt imprevizibili. De la copii am învățat cel mai mult, nu știu dacă e un lucru cel mai tare, dar de la copii am învățat cum să primim feedback fără să luăm personal, cum să ni se spună asta, nu-mi place, sau arunc, oprește-te din citit și așa mai departe și să înțelegem că pur și simplu unele lucruri nu sunt potrivite pentru copilul respectiv sau momentul respectiv și iar de la copii, în special de la copii un pic mai mari, un lucru foarte important pe care îl învățăm și care ne ajută în selecția noastră este cum citesc ei, pentru că noi citim pe cât posibil, evident, n-avem cum să citim toate cărțile în librărie, dar citim foarte mult din segmentul ăsta de literatură, însă într-un fel percep tu ca adult o carte scrisă pentru un copil de 10 ani, în altfel o percepe el. Și de asta noi încurajăm să scrie recenzii, avem niște semne de carte pe care scriu recenzii, încurajăm să ne trimită recenzii audio, tocmai ca să învățăm mai multe despre cum citesc ei de fapt. Orașul potrivit pentru dezvoltarea unor afaceri locale, cred că în primul rând e un oraș foarte prietenos pentru oameni. E un oraș care afacerile locale, din punctul meu de vedere, se bazează pe comunitate, pe conexiune, pe sentimentul ăsta de apartenență și atunci tu ca oraș, dacă îți pot să spun așa, ai nevoie să creezi astfel de spații. Ai nevoie de spații prietenoase în care oamenii să poată ieși să se întâlnească în stradă, de piațete, de străzi pietonale, de siguranță stradală, de, nu știu, un mediu confortabil în care să ieși și să descoperi
micile business-uri. Ăsta ar fi un oraș prietenos, un oraș neprietenos e cel care te îndeamnă să stai în capsula ta, în mașina ta, în apartamentul tău și așa mai departe. E un oraș care facilitează conexiunile, pur și simplu, și asta cred că București are nevoie de o abordare în acest sens. Un mesaj pentru viitor antreprenor. I-aș spune să... nu știu, de obicei îți vine să zici, da, curaj, începe, nu știu ce și nu știu cum, nu știu ce să zic, nu știu dacă i-aș spune neapărat asta. I-aș spune că antreprenoratul e o chestie fantastică, este minunat, este fantastic să poți să inventezi lucruri, să faci ce în capul tău și să-l transformi în realitate, este senzațional. Pe de altă parte, este un drum foarte dificil, e un drum în care nu reușești singur, ai nevoie de suport și personal și profesional, ai nevoie de ghid, ai nevoie de coach dacă vrei să reușești, ai nevoie de abilitatea de a rezista la un maraton, de a trece peste disconfort din multe puncte de vedere până la disconfort fizic. Eu nu m-am așteptat la multe lucruri. Primul disconfort pe care l-am realizat, deși era logic, puteam să mă gândesc înainte, a fost că nu mai am weekend-uri sau cel puțin la început când eram singură, eram like, stai așa, eu acum în weekend-uri muncesc. Unde este viața mea? Da. Până la disconfortul fizic de a căra lucruri. De exemplu, cărțile sunt foarte grele. Un alt lucru de care mi-am dat seama după ce am început acest business. Antreprenoriatul este un lucru, mai ales cel local, în care un business mic nu crește, nu-ți produce, nu știu, satisfacții financiare, decât mult după ce l-a început și cumva, din punctul meu de vedere, eu tot timpul mă gândesc asta, e ca și când ai crește un copil. În primii nu poți să-ți compari copilul care are, nu știu, 6 luni sau un an cu un copil care are 10 ani sau 15 ani. La nivel de abilități, trebuie nevoie de mult suport, dar obiectivul evident este să reușești să-l crești până ca el să fie independent, sau cel puțin cred că așa ar trebui să fie. Și cred că un antreprenor ar trebui să se gândească dacă pentru el personal, ca persoană, este important și își ia suficientă satisfacție din proces, din ideea de a face ceva, nu dintr-un reward care o să vină peste 5, 10, 15 ani, dacă o să vină vreodată, pentru că sunt multe business-uri care se închid și asta viața. Dacă poți să-ți iei satisfacție din procesul de a dezvolta un lucru, cred că e un lucru foarte bun, dacă nu ai putea să fii dezamăgit. Și, nu știu, poate ar trebui să spun că ar trebui încercat de oricine, dar chiar nu cred că ar trebui încercat de oricine, cred că trebuie să te cunoști bine și mai ales să ai un sistem de suport. Dar, ca să fiu pozitivă, să terminăm pe notă pozitivă, chiar face o diferență în viața celorlalți. Dacă reușești să găsești acel produs și acea valoare care înseamnă un lucru pentru cineva, de fapt logică, dacă n-ar însemna, n-ar fi o valoare, așa chiar simți că face o diferență în viața cuiva și este foarte satisfăcător. Te culci fericit seara!